Teoria sufletelor de Michael Newton. Capitolul 5. Orientarea. După ce aceste entități care ne întâmpină în timpul întoarcerii noastre acasă s-au dispersat, suntem gata să fim luați într-un spațiu al vindecării. Acesta va fi urmat de o altă oprire care implică reorientarea sufletului spre un mediu spiritual. În acest loc suntem adesea examinați de ghidul nostru. Am tendința să mă refer la cosmologia tuturor locațiilor spirituale ca la locuri sau spații, pur și simplu pentru identificarea ușoară, deoarece avem de-a face cu un univers non-fizic. Similitudinea descrierilor clienților mei a ceea ce fac sufletele în următoarele două opriri este remarcabilă, cu toate că nu au nume diferite pentru aceste locații. Aud termeni cum ar fi camere, capsule de voiaj și zone de escală interspațială, dar cel mai des întâlnit este locul de vindecare. Mă gândesc la stația de vindecare ca la un spital de campanie sau la o unitate mesh pentru sufletele rănite care vin de pe câmpurile de bătălie pământene. Pentru a descrie natura acestei următoare opriri, am ales un subiect destul de avansat, bărbat, care a trecut de multe ori prin acest proces de revitalizare. Cazul 11. După ce îți lași prietenii ce te-au întâmpinat după ce ai murit, unde se duce apoi sufletul în lumea spiritelor? Pentru o vreme sunt singur, mă mișc pe distanțe vaste. Și după aceea ce ți se întâmplă? Sunt ghidat de o forță pe care nu o văd într-un spațiu mult mai delimitat, o deschidere spre un spațiu de energie pură. Cum arată locul acesta? Pentru mine este vasul vindecării. Dăm cât mai multe detalii poți despre ceea ce se întâmplă acolo. Sunt propulsat înăuntru și văd un fascicul cald și luminos. Ajunge la mine ca un curent de energie lichidă. Este un abur, ca niște vapori care parcă se încolăcesc în jurul meu la început, apoi îmi ating ușor sufletul ca și cum acesta ar fi viu. Pe urmă, este absorbit în interiorul meu ca un foc și sunt îmbăiat și curățat de durerile mele. Ești spălat de cineva sau fasciculul de lumină te învăluie din afară venit de niciunde? Sunt singur, dar lumina este direcționată. Esența mea este spălată, restabilindu-mă după ce am fost expus la viața de pe pământ. Am auzit că acest loc este asemănător cu dușul pe care îl faci după o zi grea de muncă. După o viață de muncă este mai bine și nici nu te uzi. Nu mai ai nici trup fizic, deci cum poate această energie să vindece un suflet? Pătrunzând în ființa mea, sunt atât de obosit de corpul pe care l-am avut în ultima viață. Vrei să spui că vătămările trupului fizic și ale minții umane lasă urmă emoțională în suflet după moarte? Dumnezeule, da, propriu.
propria mea expresie cine sunt eu a fost afectată de creierul și de trupul pe care le-am ocupat. Cu toate că acum ești separat de acel corp pentru totdeauna? Fiecare trup lasă o amprentă în tine, cel puțin pentru o vreme. Există unele corpuri pe care le-am avut și de care nu mă pot despărți pe de-a întregul. Chiar dacă te eliberezi de acestea, păstrezi unele dintre cele mai remarcabile amintiri ale trupurilor tale din anumite vieți. Ok, acum aș vrea să termin dușul de vindecare și să-mi explici ce simți. Sunt suspendat în lumină, care îmi pătrunde în suflet, spălându-mă de virusii negativi. Acest lucru îmi permite să mă eliberez de legăturile din ultima viață, aducându-mi transformarea, astfel încât să pot să devin din nou un întreg. Dușul are același efect asupra tuturor? Când eram mai tânăr și cu mai puțină experiență, am venit aici mult mai distrus. Energia din acest loc părea mult mai puțin eficace, deoarece nu știam cum să o folosesc pentru a mă putea curăța complet de negativitate. Purtam răni vechi cu mine mai multă vreme în ciuda energiei vindecătoare. Cred că înțeleg. Și acum ce faci? Când sunt restabilit, plec de aici spre o zonă mai liniștită pentru a vorbi cu ghidul meu. Acest loc pe care l-am numit Dușul Vindecării este numai preludiul la reabilitarea sufletelor care se întorc. Etapa de orientare care urmează imediat, în special la sufletele tinere, implică o ședință de consiliere substanțială cu ghidul personal. Sufletul proaspăt întremat ajunge în această etapă pentru a trece printr-o ședință în care se dă raportul asupra vieții care tocmai s-a sfârșit. Orientarea este, de asemenea, concepută ca un interviu de primire, care asigură eliberarea emoțională și readaptarea la lumea spiritelor. Persoanele sub hipnoză care discută despre tipul de consiliere ce se desfășoară pe durata orientării spun că ghizii lor sunt blânzi, dar exigenți. Imaginați-vă-l pe profesorul preferat din școala generală și o să vă faceți o idee. Gândiți-vă la o entitate fermă, dar preocupată, care știe tot despre obiceiurile voastre de învățare, despre punctele voastre slabe și tari, despre fricile voastre, care este întotdeauna gata să lucreze cu voi atât timp cât voi continuați să încercați. Când nu o faceți, dezvoltarea voastră stagnează. Studenții nu pot ascunde nimic de profesorii lor spirituali. În lumea telepatică nu există nici subterfugii, nici înșelăciuni. Există o mulțime de diferențe în scenele de orientare în funcție de structura individuală a sufletului și de starea sa de spirit după viața care tocmai s-a sfârșit. Sufletele povestesc că adesea orientarea lor are loc într-o cameră. Mobilarea acestor decoruri și intensitatea acestei prime conferințe poate să varieze după fiecare viață. Cazul următor ne oferă un scurt exemplu al unei scene de orientare care atestă dorința forțelor superioare de a aduce consolare sufletului care se întoarce. Cazul 12. În centrul acestui loc am găsit dormitorul meu, unde am fost atât de fericit pe când eram copil. Îmi văd tapetul pe perete acoperit cu trandafiri și patul cu patru tăblii cu scârțâituri ascuțite sub cuvertura groasă și roz, făcută pentru mine de bunica.
Ea și cu mine obișnuiam să stăm la taclale de la suflet la suflet, ori de câte ori eram tulburată și uite că este aici acum, stând pe marginea patului meu, cu animalele mele de pluș preferate în jurul ei, așteptându-mă. Fața ei zbârcită este plină de dragoste, ca întotdeauna. După o vreme, observ că ea este, de fapt, ghidul meu, Amefus. Discut cu Amefus despre vremurile triste și fericite din viața pe care tocmai am terminat-o. Știu că am făcut greșeli, dar ea este atât de drăguță cu mine. Râdem și plângem împreună în timp ce îmi amintesc. Apoi discutăm despre lucrurile pe care nu le-am făcut și pe care le-aș fi putut face cu viața mea. Dar la sfârșit totul este în regulă. Ea știe că trebuie să mă odihnesc în această lume frumoasă. Am de gând să procedez întocmai. Nu-mi pasă dacă mă mai întorc pe pământ, pentru că adevărata mea casă este aici. Aparent, sufletele mai avansate nu necesită nicio orientare în această etapă. Aceasta nu înseamnă că cei 10% din clienții mei din această categorie navighează chiar alături de ghizii lor pe val la întoarcerea de pe pământ. Fiecare trebuie să dea socoteală pentru viața sa trecută. Realizările sunt judecate după cum fiecare individ și-a înțeles și jucat rolul vieții. Interviurile de primire pentru sufletele avansate sunt conduse de profesori maestri mai târziu. Entităților cu mai puțină experiență li se dă de obicei o atenție specială de către consilieri, deoarece trecerea bruscă de la o formă fizică la una spirituală este mai dificilă pentru ele. Următorul caz pe care l-am selectat are o orientare spirituală terapeutică mai profundă. Explorarea atitudinilor și sentimentelor în ceea ce privește reorientarea comportamentului viitor se dovedește tipică pentru ghizi. Clientul din cazul 13 este o femeie puternică și impunătoare de 32 de ani, de statură și greutate medie. Îmbrăcată în blugi, cizme și o bluză largă de training, Huster a ajuns la biroul meu în stare de agitație. Problemele prezentate de ea au fost de trei feluri. Era nemulțumită de viața ei de broker imobiliar de succes, deoarece era prea materialistă și nu îi aducea împliniri. Huster mai simțea și că îi lipsea sexualitatea feminină. Mi-a spus că avea un șifonier plin de rochii frumoase pe care ura să le poarte. Apoi această clientă mi-a spus cum îi manipulase cu ușurință pe bărbați toată viața ei pentru că am un fel de agresivitate masculină care mă face să mă simt incompletă ca femeie. Ca fată tânără, ea evita păpușile și să se îmbrace cu rochițe, deoarece o interesau mai mult în trecerile sportive cu băieții. Sentimentele ei masculine nu se schimbaseră cu vârsta, cu toate că găsise un bărbat care a devenit soțul ei, întrucât el i-a acceptat dominația în cadrul relațiilor lor. Huster mi-a povestit că i-a plăcut să facă sex cu el atâta vreme cât ea deținea controlul fizic și că găsea acest lucru ca fiind foarte atrăgător. În plus, clienta mea se plângea de dureri de cap în partea dreaptă, deasupra urechii, care, după controlele medicale mai serioase, acestea fiind atribuite de către medici stresului. În timpul ședinței noastre am aflat că acest subiect avusese recent experiențele unor serii de vieți ca bărbat, culminând cu o viață scurtă ca procuror, când se numea Ross Feldon în statul Oklahoma, în anii 1880. Pe atunci, clienta mea se sinucisese la vârsta de 33 de ani într-o cameră de hotel, împușcându-se în cap. Rose era disperat din cauza direcției în care apucase viața lui ca procuror în tribunal. Pe măsură ce dialogul avansează, cititorul va observa manifestări de emoție intensă.
Terapeuții ce folosesc regresia numesc acest lucru răspuns mărit, aflându-se într-o stare de revitalizare la celălalt pol al stării de transă, în care subiecții sunt participanți observatori. Cazul 13. Acum că ai ieșit de la dușul vindecător, încotro te îndrepți? Să-mi întâlnesc consilierul. Și cine este acela? Numele lui este Claudes. Ai vorbit cu Claudes când ai intrat în lumea spiritelor? Nu eram gata încă. Vroiam doar să-mi văd părinții. Și acum, de ce te duci să-l vezi pe Claudes? Trebuie să fac un fel de raport despre mine. Trecem prin această fază după fiecare din viețile trecute, dar de data aceasta am probleme. De ce? Pentru că m-am sinucis. Când o persoană se sinucide pe pământ, înseamnă că va primi un fel de pedeapsă ca spirit? Nu, aici nu există nimic de felul pedepsei, ci doar pe pământ. Claudis va fi dezamăgit că am plecat atât de repede și nu am avut curaj să-mi înfrunt greutățile. Alegând să mor așa cum am făcut-o eu, înseamnă că trebuie să mă întorc mai târziu și să mă confrunt cu aceeași problemă din nou într-o viață diferită. Tocmai mi-am irosit o grămadă de timp plecând atât de curând. Deci nimeni nu o să te condamne pentru că te-ai sinucis? Bine, nici prietenii mei nu o să mă mai bată pe umăr. Mă întristează ce am făcut. Aceasta este atitudinea spirituală obișnuită față de suicid, dar vreau să adaug că aceia care scapă de durerea fizică cronică sau de incapacitatea fizică aproape totală pe pământ prin sinucidere, nu simt nicio remușcare ca suflete. Ghizii și prietenii lor au și ei o atitudine de acceptare a motivelor de sinucidere. Să începem ședința ta cu Claudis. Mai întâi descriem ce observi când intri în acest spațiu ca să-ți vezi consilierul. Intru într-o cameră cu pereți. Este Buckern. Ce este asta? Este un bar mare de văcari din Oklahoma. Am fost fericit ca patron acolo. Era o atmosferă prietenească. Pereții superb placați cu lemn, scaunele îmbrăcate în piele. Îl văd pe Claudis stând la una din mese, așteptându-mă. Acum o să stăm de vorbă. Și cum dai socoteală pentru ce ai făcut într-un bar din Oklahoma în lumea spiritelor? Iată unul dintre lucrurile drăguțe pe care le fac pentru tine, pentru a-ți ușura mintea, dar numai atât. Această discuție nu va fi ca o petrecere la bar. Ești un pic deprimată de perspectiva unei conversații intime cu ghidul tău despre viața ta trecută? Pentru că am dat-o în bară. Trebuie să-l văd și să-i explic de ce n-a mers treaba. Viața e atât de grea. Încerc să fac totul cum trebuie, dar ce să faci cum trebuie? Am avut o înțelegere cu Claudis să lucrez la stabilirea obiectivelor și apoi la urmărirea lor. El a avut așteptări mari de la mine ca fiind Rose. Acum trebuie să mă confrunt cu el în problema aceasta.
simți că n-ai respectat controlul pe care îl aveai cu consilierul tău despre lecțiile pe care trebuia să ți le însușești în pielea lui Rose? Nu, am fost îngrozitoare și, bineînțeles, o să trebuiască să o iau de la început. Niciodată nu facem treaba perfect, se pare. Știi, dacă pământul n-ar fi fost atât de frumos cu păsările, florile și copacii săi, nu m-aș mai întoarce niciodată. Deranjul e mult prea mare. Văd că ești supărată, dar nu crezi că nici nu poți să scapi de nimic? Toată lumea de aici te cunoaște foarte bine. Nu poți să ascunzi nimic de Clodis. Vreau să inspiri adânc și să înaintezi în barul Bockhorn și să îmi spui ce faci. Subiectul înghite în sec și îndreaptă umerii. Plutesc și mă așez vis-a-vis de Clodis la o masă rotundă în partea din fața barului. Acum că ești aproape de Clodis, crezi că și el este la fel de supărat pentru această viață trecută ca și tine? Nu, eu sunt mult mai mâhnită pentru ce am făcut și ce n-am realizat și el știe acest lucru. Consilierii pot fi nemulțumiți, dar nu ne umilesc, sunt mult prea buni pentru a proceda astfel. Informațiile și sfaturile pe care le dau consilierii oferă procesului de vindecare a sufletului nostru un avânt pe perioada orientării, dar acest lucru nu înseamnă că barierele defensive față de progres sunt înlăturate complet. Amintirile emoționale dureroase din trecut nu mor la fel de ușor ca trupurile noastre. Hester trebuie să-și vadă scenariul vieții negative trecute în pielea lui Rose în mod clar, fără percepții deformate. Reînvierea scenelor de orientare spirituală în timpul hipnozei mă ajută pe mine ca terapeut. Am descoperit că tehnicile psihodramei sunt folositoare în dezvăluirea sentimentelor și a credințelor vechi legate de comportamentul curent. Cazul 13 a avut o perioadă de reorientare destul de lungă pe care am condensat-o. În acest moment critic al ședinței, mi-am schimbat întrebările în așa fel încât să-l implic și pe ghidul subiectului. Pe măsură ce evenimentele se desfășoară în viața lui Rose Felden, eu îmi voi asuma rolul unui terț intermediar între Rose și Clodis. În cadrul acestui rol de consilier, mai vreau să inițiez și un transfer de roluri în care Hester Rose va exprima gândurile lui Clodis. Integrarea subiectului cu ghidul său este un mijloc de a cere ajutor de la aceste entități superioare și de a ne concentra mai mult asupra problemelor. Uneori simt că și propriul meu ghid mă dirigează în aceste ședințe. Sunt foarte precaut în invocarea ghizilor, fără să am un motiv întemeiat. Facilitarea comunicării directe cu ghidul clientului poate avea întotdeauna un deznodământ nesigur. Dacă intruziunea mea este stângace sau fără utilitate, ghizii vor bloca răspunsul subiectului prin tăcere sau prin folosirea unui limbaj metaforic obscur. Am avut în trecut ghizi care au vorbit prin corzile vocale ale subiecților pe tonuri aspre, care erau atât de discordante încât de-abia am putut să înțeleg răspunsurile la întrebări. Când subiecții vorbesc pentru ghizii lor, în loc să vorbească ghizii prin intermediul subiectului, cadența discursului nu este așa de spartă. În acest caz, Clodis vine ușor prin Hester Rose și îmi oferă latitudinea de a lucra cu clientul său. Rose, amândoi avem nevoie să înțelegem ce ți se întâmplă din punct de vedere psihologic, chiar din momentul orientării tale cu Clodis. Aș dori să mă ajuți. Vrei să faci acest lucru? Da, vreau. Acum ai să poți face ceva neobișnuit. Când am să număr până la 3,
vei avea capacitatea de a-ți asuma un rol dublu, al lui Claudius și al tău însuți. Această aptitudine îți va permite să îmi vorbești mai mult despre gândurile tale și ale ghidului tău totodată. Va părea că tu vei deveni ghidul tău când îți voi pune întrebări. Ești gata? Da, cred că sunt. 1, 2, 3. Îmi pun palma pe fruntea subiectului pentru a stimula transferul. Acum ești Claudius și îi transmiți gândurile prin tine. Stai la masa de vis-a-vis de sufletul lui Rose Felden. Ce-i spui? Repede. Vreau ca subiectul să reacționeze fără să analizeze greutatea comenzii mele. Subiectul reacționează încet, vorbind în numele ghidului său. Știi, ai fi putut să te descurci mai bine. Acum repede, ești din nou Rose Felden. Mută-te în partea cealaltă a mesei și răspunde-i lui Claudius. Am încercat, dar am pierdut ținta. Schimbă locul din nou, devii vocea gândurilor lui Claudius și răspunde-i lui Rose, repede. Dacă ai putea schimba ceva în viața ta, ce anume ar fi? Răspunde acum, ești Rose. Să nu fiu corupt de putere și bani. Răspunde-i, acum ești Claudius. De ce ai lăsat aceste lucruri să te abată de la angajamentul tău inițial? Te descurci bine, continuă să schimbi scaunele tot timpul la masă. Acum răspunde întrebărilor ghidului. Voiam să fac parte, să mă simt important în cadrul comunității, să mă ridic deasupra celorlalți și să fiu admirat pentru puterea mea. Acum ești Claudius. În special față de femei, am observat că ai încercat să le domini și sexual, făcând cuceriri fără să te atașezi. Acum ești Rose. Da, este adevărat. Nu trebuie să-ți explic, oricum știi totul. Acum ești Claudius, răspunde. Ba da, trebuie să-ți faci conștiința de sine să suporte aceste lucruri. Ești Rose, răspunde-i. Dacă nu mi-aș fi exercitat puterea asupra acestor oameni, m-ar fi controlat ei pe mine. Acum ești Claudius. Acest lucru nu are nicio valoare și a fost nedemn de tine. Ceea ce ai devenit nu seamănă deloc cu ceea ce erai când ai pornit. Ți-am ales părinții cu grijă. Familia Felden erau fermieri cu mijloace modeste care afișeau sobrietate și putere de a îndura greutățile și care au sacrificat mult pentru ca Rose să poată studia dreptul. Răspunde acum, ești Rose. Da, știu. M-au crescut ca să fiu un idealist, să-i ajut pe cei mici și am vrut să fac întotmai, dar nu a mers. Ai văzut ce s-a întâmplat. Când mi-am început cariera de avocat, eram dator. Nu produceam, nu voiam să mai fiu sărac, să apăr oameni care nu mă puteau plăti. Uram fermă, vacile și porci. Îmi plăcea să stau în preajma persoanelor influente. Când am intrat în procuratură, aveam intenția de a reforma sistemul și de a ajuta pe fermieri. Sistemul era în neregulă. Acum ești Claudius. Ai fost corupt de sistem. Explică-mi lucrul acesta. Ești Rose.
Unii oameni trebuiau să plătească amenzi pe care nu și le puteau permite. Pe alții i-am trimis la închisoare pentru infracțiuni pe care nu au vrut să le comită, iar pe alții i-am spânzurat. Devenisem ucigaș legal. Ești Claudes. De ce te-ai simțit răspunzător pentru condamnarea criminalilor care erau vinovați de vătămarea altora? Ești Rose. Puțini dintre aceia, cei mai mulți erau doar oameni obișnuiți, ca părinții mei, care au fost prinși în sistem. Le trebuiau bani să supraviețuiască și mai erau aceia care, cu mințile bolnave. Acum ești Claudis. Dar victimele oamenilor pe care i-ai condamnat, nu ți-ai ales tu o viață în justiție pentru a ajuta societatea și pentru a face orașele și fermele să fie mai în siguranță cu ajutorul legii? Acum ești rău să răspunde. Nu vezi, n-a mers nimic pentru mine. Am fost transformat într-un asasin de către o societate primitivă. Acum ești Claudis. Așa că te-ai sinucis? Răspunde, ești rău acum. Am pierdut direcția, n-am suportat să mai fiu un nimeni și nici nu mai puteam continua. Ești Claudis. Ai devenit prea ușor un participant ale cărui motivații erau câștigul și notorietatea. Aceste lucruri nu te reprezentau. De ce te-ai ascuns de tine însuți? Ești Rose. De ce nu m-ai ajutat mai mult când mi-am început cariera de avocat din oficiu? Acum ești Claudis. Și ce câștigi crezând că ar trebui să te ajut la fiecare cotitură a vieții tale? O rog pe Hester să răspundă ca fiind Rose, dar când ea tace după ultima întrebare, intervin eu. Rose, dacă îmi dai voie să te întrerup, cred că Claudes vrea să afle care este beneficiul tău atât din durerea pe care o simți acum, cât și din loviturile pe care le primești, pentru că dai vina pe el pentru viața ta precedentă. Dorește înțelegere, bănuiesc. Ok, răspunde, ești Claudes. Ce mai vrea să fac? Nu ai explorat mai adânc în tine însuți. Am pus în mintea ta gânduri de temperanță, moderație, de responsabilitate, țeluri originale, dragostea părinților tăi. Ai ignorat aceste gânduri și te-ai încăpățânat în fața ideii unei acțiuni alternative. Rose răspunde fără comanda mea. Știu că am ratat semnele pe care mi le-ai trimis. Am irosit niște șanse. Îmi era frică. Răspunde afirmației tale ca fiind Claudis. Ce prețuiești mai mult la persoana ta? Faptul că aveam dorința de a schimba lucrurile pe pământ. Am început prin a-mi dori să fac să fie altfel pentru oamenii de pe pământ. Acum ești Claudis. Ai abandonat această sarcină de vreme ce acum văd că ratezi niște șanse din nou. Îți este frică să îți asumi riscul și apuci pe căi care îți fac rău, încercând să devii altcineva străin de tine și ești din nou trist. Recrearea etapei de orientare produce treceri abrupte în timpul ședințelor de hipnoză. Când cazul 13 vorbește de pe poziția lui Claudis, observați cum răspunsurile sale devin mai lucide și mai hotărâte,
ceea ce este diferit și față de clienta mea, Hester, și de Rose, întruparea ei din viața anterioară. Nu am întotdeauna norocul ca traducerile făcute de clienții mei comentariilor ghizilor lor din orientările spirituale anterioare să fie atât de profunde. Cu toate acestea, amintirile din viețile trecute se revarsă adesea peste problemele contemporane în orice cadru spiritual ales. Pentru mine nu contează dacă subiectul meu sau ghidul ei au plasat de fapt conversația în decorul de la barul Buckhorn, în timp ce eu mutam cadrul temporal. În fond, Rose Felden este mort ca persoană, dar Hester este prinsă în aceeași maștină și vreau să fac tot ce-mi stă în putință pentru a rupe acest tipar de comportament. Îmi petrec câteva minute trecând în revistă cu subiectul cele arătate de ghidul ei despre lipsa de imagine proprie, alienare și valorile pierdute. După ce l-am rugat pe Claudis să ne ajute în continuare, am închis scena orientării și am luat-o imediat pe Hester într-o etapă spirituală mai târzie, chiar înainte de viața aceasta în care se află acum. Tot ce știi despre tine ca fiind Rose și înțelegând mai adânc intensitatea ta spirituală reală după șederea în lumea spiritelor, de ce ți-ai ales acest trup? Am optat să fiu femeie pentru ca oamenii să nu fie intimidați de mine. Da? Atunci de ce ai luat trupul unei femei atât de puternice din secolul 20? Nu vor să vadă un procuror îmbrăcat în negru la tribunal. De data aceasta sunt un colet surpriză. Ce colet surpriză? Ce înseamnă aceasta? Ca femeie știam că voi intimida bărbații mai puțin. Nu pot să-i prind cu garda jos și să-i sperii de moarte. Ce fel de bărbați? Tipii puternici, structura de formă din societate, pot fi prinși când sunt ademeniți de un fals sentiment de siguranță, deoarece sunt femeie. Să-i prinzi și să faci ce? Își pocnește pumnul drept în palma stângă. Să-i pun la zid, să-i salvez pe cei amărâți de rechinii care vor să-i mănânce pe toți peștii mici din lume. Îmi aduc subiectul în prezent, menținându-l în starea de supraconștient. Lasă-mă să înțeleg motivul pentru care tu ai ales să fii femeia în această viață. Ai vrut să acorzi ajutor unor oameni pe care nu erai în stare să-i ajuți ca bărbat în viața anterioară, corect? Da, dar nu este cea mai potrivită cale. Nu funcționează așa cum am crezut. Sunt încă mult prea puternică și virilă. Energia se revarsă din mine în direcție greșită. Ce direcție greșită? O fac din nou. Mă folosesc în mod greșit de oameni. Am ales corpul unei femei care îi intimidează pe bărbați și nu mă mai simt ca o femeie. Dăm un exemplu. Din punct de vedere sexual și în afaceri, sunt din nou într-un joc al puterii, dând principii la o parte, abătându-mă de la drumul drept ca și înainte. De data aceasta fac afaceri cu proprietăți imobiliare. Sunt mult prea interesat să câștig bani. Vreau să am prestigiu. Și cum te afectează acest fapt, Hester? Influența banilor și a poziției sociale este un drog pentru mine, așa cum era și în viața anterioară. Faptul că sunt femeie acum nu a făcut nimic ca să schimbe dorința mea de a controla oamenii. Atât de stupid. Atunci
Atunci, crezi că motivele tale au fost greșite când ai ales să fii femeie? Da, mă simt mult mai naturală ca bărbat, dar m-am gândit că de data aceasta, în pielea unei femei, aș fi mai subtilă. Îmi doream această șansă de a încerca din nou într-un trup de sex diferit și Claudis m-a lăsat să-mi l-asum. Clienta se scufundă mai adânc în fotoliu. Ce gafă! Nu crezi că ești un pic prea aspră cu tine, Hester? Am senzația că ai ales să fii femeie și pentru că ai vrut ca gândirea și intuiția unei femei să-ți ofere o perspectivă diferită de abordare a lecțiilor tale. Poți să ai energie masculină dacă vrei să-i spui așa și totuși să fii feminină. Înainte de a termina cu acest caz, ar trebui să ating chestiunea homosexualității. Cei mai mulți dintre subiecții mei își aleg trupurile de un anumit gen pentru 75% din trup. Acest tipar se aplică la toată lumea, cu excepția sufletelor avansate care manifestă mai mult echilibru în alegerea sexului. Preferința față de un gen a unei majorități a sufletelor legate de pământ nu înseamnă că ele sunt nefericite în timpul de 25% ca bărbați sau femei. Hester nu este neapărat lesbiană sau bisexuală din cauza felului în care și-a ales corpul. Homosexualii pot să se simtă sau nu confortabil cu anatomia lor ca ființe umane. Când am clienți homosexuali, cel mai adesea sunt întrebat dacă homosexualitatea lor este rezultatul alegerii sexului greșit în această viață. La terminarea ședințelor de terapie, au răspuns de obicei la această întrebare. Indiferent de împrejurările care conduc sufletele la alegerea sexului, această hotărâre este făcută înainte de a ajunge pe pământ. Uneori descoperi că persoanele homosexuale au ales dinainte de viețile lor curente să experimenteze un sex care a fost folosit mai rar în viețile anterioare. A fi homosexual atrage după sine un stigmat sexual în societatea noastră, ceea ce înseamnă un parcurs mai dificil în viață. Când acest drum este ales de unul dintre clienții mei, de obicei poate fi urmărit până la nevoia karmică de a accelera înțelegerea personală a diferențelor complexe în cadrul identității sexului în relațiile cu anumite evenimente din trecutul lor. Cazul 13 a ales să fie femeie în această viață pentru a încerca să depășească blocajele de care s-a împiedicat în pielea lui Rose Felton. Oare Hester ar fi profitat dacă și-ar fi cunoscut trecutul ca Rose încă de la naștere, decât să fie nevoită să aștepte peste 30 de ani și să treacă prin hipnoză? Faptul de a nu avea o amintire conștientă a existențelor noastre trecute se numește amnezie. Această condiție umană este uimitoare pentru persoanele atrase de reîncarnare. De ce ar trebui să bâșbâim prin viață încercând să ne dăm seama cine suntem și ce trebuie să facem și întrebându-ne dacă vreunei divinități spirituale chiar îi pasă de noi? Mi-am terminat ședința cu această femeie întrebând-o despre amnezia sa. De ce crezi că nu ai avut nicio amintire conștientă despre viața ta ca Rose Felton? Când alegem un trup și ne facem dinainte un plan, înainte de a ne întoarce pe pământ, există un acord încheiat cu consilierii noștri. Un acord în legătură cu ce? Suntem de acord să nu ne amintim de celelalte vieți. De ce? E mai bine să înveți de pe o tablă goală decât de a ști dinainte ce ți s-ar putea întâmpla din cauza a ceea ce ai făcut înainte. Dar dacă ai cunoaște greșelile din viețile anterioare, nu ar fi de ajutor în evitarea acelorlași capcane în această viață? Dacă oamenii ar ști tot despre trecutul lor,
mulți ar putea să-i acorde prea mare atenție în loc să încerce noi abordări ale aceleași probleme. Viața nouă trebuie să fie luată în serios. Mai există și alte motive? Consilierii noștri spun că, neavând amintiri vechi, există mai puțină preocupare pentru a încerca să răzbunăm trecutul, să reglăm socotelile pentru relele care ni s-au făcut. Bine, mi se pare că până acum aceasta a fost o parte din motivație și care te-a condus în viață în timpul lui Hester. De asta am venit la tine. Și încă mai crezi că o amnezie totală asupra vieții noastre spirituale eterne pe pământ este esențială pentru a progresa? Normal că da, dar nu este o amnezie totală. Primim străfulgerări din vise în timpul perioadelor de criză. Oamenii au o cunoaștere interioară a direcției în care trebuie să o apuce atunci când este necesar. Și uneori, prietenii tăi pot să-ți mai strecoare ceva. Prin prieteni înțelegi entitățile din lumea spiritelor? Da, îți strecoară aluzii prin ideile care te străfulgeră. Eu am făcut așa. Cu toate acestea, ar trebui să vii la mine ca să dai drumul amneziei conștiente. Avem capacitatea de a ști când este necesar. Eram gata de schimbare când am auzit despre tine. Claudis mi-a îngăduit să-mi văd trecutul cu tine, deoarece era spre binele meu. Altfel, amnezia ta ar fi rămas neatinsă? Da, și ar fi însemnat că nu trebuia încă să cunosc anumite lucruri. După părerea mea, când clienții nu pot să intre în stare de hipnoză în orice moment dat sau dacă în transă au numai amintiri schițate, există un motiv pentru acest blocaj. Aceasta nu înseamnă că aceste persoane nu au amintiri trecute, numai că nu sunt gata să le expună. Clienta mea știa că ceva îi împiedică creșterea și voia să dea la iveală acest lucru. Identitatea supraconștientă a sufletului negăzduiește memoria permanentă, inclusiv țelurile. Când este timpul potrivit în viața noastră, trebuie să ne armonizăm nevoile materiale umane cu scopul pentru care sufletul nostru se află aici. Încerc să am o abordare de bun simț în alinierea experiențelor trecutului și ale prezentului. Identitatea noastră eternă nu ne părăsește niciodată în trupurile pe care le alegem în ciuda poziției noastre curente. Când reflectăm, medităm sau ne rugăm, amintirile despre cine suntem în realitate ne sunt filtrate în gânduri selective în fiecare zi. Pe căi mici intuitive, prin norii amneziei, ni se dau indicii care să justifice experiența ființei noastre. După desensibilizarea sursei durerilor ei de cap, mi-am încheiat ședința cu Hester prin întărirea alegerilor ei de a fi femeie din alte motive decât intimidarea bărbaților. I-am dat permisiunea de a-și coborâ garda un pic și de a fi mai puțin agresivă. Am discutat opțiunile de restructurare și reorientare a țelurilor ocupaționale către profesiile și posibilitățile de lucru în cadrul serviciilor de voluntariat. În final, ea a putut să-și vadă viața astăzi mai degrabă ca pe o mare ocazie de a învăța decât ca pe o greșeală în alegerea sexului. După fiecare caz terminat, nu pot să nu admir sinceritatea brutală a sufletelor. Când un suflet a adus o viață productivă în beneficiul personal și a celor din jurul său, observ că el se întoarce în lumea spiritelor cu entuziasm.
Cu toate acestea, când subiecții ca în cazul 13 raportează că au irosit o viață anterioară, în special datorită unei sinucideri în tinerețe, ei descriu această revenire destul de deprimați. Când orientarea îi deprimă pe subiecți, cred că un motiv de bază ar fi modul abrupt în care sufletul este din nou în posesia tuturor cunoștințelor despre trecut. După moartea fizică, neîngreunat de un corp uman, sufletul are un influx brusc de percepție. Lucrurile stupide pe care le-am făcut în viață ne afectează puternic în procesele de orientare. Observ mai multă relaxare și o mai mare claritate a gândului pe măsură ce mut subiecții mai departe în lumea spiritelor. Sufletele sunt create într-o matrice pozitivă de o asemenea dragoste și înțelepciune, încât atunci când sufletul începe să vină pe o planetă ca Pământul și să se alăture ființelor fizice care au evoluat dintr-o stare primitivă, violența este un șoc. Emoțiile brute, negative, de mânie și ură ale oamenilor constituie o creștere exagerată a fricii și a durerii, fapt legat de lupta pentru supraviețuire din epoca de piatră. Atât emoțiile pozitive, cât și cele negative sunt amestecate între suflet și gazdă pentru binele reciproc. Dacă sufletul ar cunoaște numai dragoste și pace, acesta nu ar câștiga capacitatea de a înțelege și nu ar aprecia niciodată cu adevărat valoarea acestor sentimente pozitive. Testul reîncarnării pentru un suflet care vine pe pământ reprezintă victoria asupra fricii într-un corp uman. Un suflet evoluează încercând să depășească toate emoțiile legate de frică prin perseverență de-a lungul mai multor vieți, foarte adesea întorcându-se în lumea spiritelor rănit, așa cum ne-a arătat cazul 13. O parte din negativitatea sa poate fi păstrată chiar și în lumea spiritelor și poate să reapară într-o altă viață cu un trup nou, pe de altă parte existând și un câștig compromis. Adevărata natură umană a sufletului omenesc este afișată pe pământ în bucuria și plăcerea nestingherită de pe fața unei ființe fericite. Conferințele de orientare cu ghizii noștri ne permit să ne începem lungul proces de autoevaluare în perioada dintre vieți. Curând după aceasta vom fi chemați la altă conferință, de data aceasta cu mai multe ființe superioare de față. În capitolul anterior m-am referit la tradiția egipteană antică a sufletelor proaspăt decedate, care sunt aduse într-o sală a judecății pentru a da socoteală pentru viața lor anterioară. Într-o formă sau alta, ideea unei săli de judecată chinuitoare care ne așteaptă imediat după moarte a fost o parte a sistemului de credință religioasă în multe culturi. Ocazional, un individ supus unei situații traumatice va spune că a avut o experiență în afara trupului cu viziuni de coșmar în care a fost luat de spectre înfricoșătoare într-o viață de apoi a întunericului unde a fost condamnat în fața judecătorilor demonici. În aceste cazuri, bănuiesc că există un sistem de puternică și precondiționată credință în existența infernului. În stare liniștită și relaxantă de hipnoză, cu continuitate la toate nivelurile mentale, subiecții mei îmi povestesc că ședința de orientare inițială cu ghizii lor îi pregătește pentru a apărea în fața unui juriu de ființe superioare. Cu toate acestea, cuvintele sală de judecată și proces nu sunt folosite pentru a descrie aceste ședințe. O parte din subiecți au denumit aceste ființe înțelepte directori și chiar judecători, dar cei mai mulți se referă la ei ca la Consiliul Maestrilor sau Bătrânilor. Acest consiliu de trecere în revistă are în componență, în general, între 3 și 7 membri și, de vreme ce sufletele vin în fața lor după ce ajung acasă, voi intra în mai multe
toate detaliile ale acestei conferințe la sfârșitul capitolului următor. Toate întrunirile de evaluare ale sufletelor, fie ele cu ghizii noștri, cu camarazii și cu un juriu de maestri, au un lucru în comun. Feedback-ul și analiza vieților trecute pe care le primim în termen de judecată se bazează pe intenția originală a alegerilor noastre, la fel de mult ca și pe acțiunile în viață. Motivațiile noastre sunt puse în discuție și criticate, dar nu sunt condamnate într-un așa mod încât să ne facă să suferim. Așa cum am explicat în capitolul 4, acest lucru nu înseamnă că sufletele sunt exonerate de acțiunile lor care au făcut rău altora doar pentru că regretă. Pedepsa karmică va veni într-o viață viitoare. Mi s-a spus că maestrii noștri spirituali ne amintesc în mod constant că, deoarece creierul uman nu are un simț moral născut, conștiința intră în răspunderea sufletului. Cu toate acestea, în lumea spiritelor există o iertare copleșitoare. Această lume nu are vârstă, cum nu au nici sarcinile noastre de învățare. Ni se va da o altă șansă în strădania noastră de a crește. Când se termină conferința inițială cu ghidul nostru, părăsim locul de orientare și ne alăturăm unui flux dirijat de activitate, care implică trecerea unui număr enorm de suflete într-un fel de gară centrală de primire.